O să arătăm niște pui de șerpi. Ia uite aici. Ia, aici e crescătorie de șerpi. De balauri la Cornel, nu? La Cornel s-au strâns balaurii. Așa sunt frumoși, nu sunt curăți. Ah, ți-a frică de el. Îți dau 2 milioane dacă mă înșerpești. Salutare, prieteni, ziua 2. Suntem tot la muncă. După cum vedeți, lucrările au avansat destul de mult aici. Se cunoaște că muncim cu drag și spor bine mai mult cu filmatul, da? Nu? Ia zi. Și o să vă arăt ceva foarte interesant. O să vă arăt, o să vă arăt niște pui de șerpi. Ia. O să arătăm niște pui de șerpi. Ia uite. Ia, dă-mi-l și pe ăla. Unde e? Ăla pe coborul cu nos. Bine, ăștia nici nu știu dacă îți pui de șerpi, da? Da, bă, da. Că stai și că e râmă. Da, dar e mic. Nu-i pui de râmă. Uite. Chiar la 20 centimi. Ia una coboră la vale încolo. Să mă duc să-i la râul Cornel. Deci e pe sub șerpi de casă. Nu e de casă, e de apă ăsta. Nu, e de casă. Ba da, nu ăla dacă era... E de apă, e de apă. E de apă. E de apă. Da, da, da. Da-s-mi-o. Cornelei! Nu, hai de chiar și el. Ce poate? Îți dă-l pântru! Uite-l cu ăla, ia-l cu fratul. Unde? Stai să nu-l omori. Stai. Da, la mine. Doi. Și am mai prins un pui de șarpe. Să avem doi pui de șarpe. Ia uite și tu, băi. Ce sunt? Trebuie să o căutăm pe masă. Hai să o căutăm și pe masă. Cine mă vede cu șarpe și seamănă, zice că nu sunt sănătos. Hai, da, duc să vând, băi. Nu? Dar uite că se uite în casă. Dar ăștia nu mușcă? Da, dar pe tine cred că te cunoaște. Nu, șerpi între șerpi. N-avem cum să ne mușcăm. Nu, că așa, pisloti intră în casă, faci alții... M-am întâlnit cu prietenii mei. Prietenii mei de pe YouTube, care mă înjură toată ziua. Șarpi. Îi țin în mână acum. Bine, nu toți, unii dintre ei. Cornelei! Cornel este obosit, n-a dormit deloc. Ia să-i punem aici, să vedem. Da, pleacă. Nu-i, omori de la bără, nu-i lasa. Dar ce să-i omori, dai nu-i lasa să plece, că... Nu, dar și să-ți bagă în casă, măi, unul de rău. Ha? Să-ți bagă în casă. Uite, îți dau la pisică să vedem dacă îl mănâncă. Nu-l mănâncă. Ha? Nu-l mănâncă, nu-i lasa, omoare, nu-i lasa să... Deci, dă-i în gura, mă. Nu-i lasa să duci pe dincolo, să vie de fiezi, din plăcerea mea, din vie de... Dă-i chiar unii fiezile. Ia să mă joc puțin cu ei aici. Trebuie să pun camera aici ca să... Cine mă vede ce că nu sunt sănătos la cap. Așa un pic să fixăm camera aici. Uhu, a leșinat camera. Ia o costică. Ia vină-mi. I-a făcut vegete. Te facem... Doi dintre prietenii mei de pe YouTube care mă înjură toată ziua. Îi vedeți? Ia uitați-i. Trebuie să focalizeze camera aici. Stai așa. Să vedem cum pun camera asta. Să stea cât mai în sus. Uite-o pe asta. Ia vin un pic. Vin aici. Uite, vezi? Sunt veninoși? Da. Cum să fie veninoși ăștia că sunt atât? Iată și tu să vezi ce se încolăcește pe ei. Te-ai dragul, două capete. Așa o găsuri. Veluc. Aici. Ia dai să sugă un pic. Aaaa, ți-a frică de el. Un buzunar. Chiar așa e, dă-i vântul.
Hai că nu-l băgam, că tu-l omori. Dar nu-i omori, mă, că e păcat de ei. Ăștia jos, ăștia sunt mici, să facă și ei mari. Când se fac mari, atunci, da, atunci îi mâncăm. Dar se fac și... Eu așa se fac. Tu n-ai văzut că ăștia chinezii mănâncă șerc? Uite, uite ce frumos sunt. Uite, punem aici la cameră, se vad. Stai așa că ăsta e cam nervos. Deci. Hai ca să vi mai arăt o dată. Uite cum scoate limba, vezi? Se pupă în trei, vezi? Da. Vezi costică? Da. Hai, bătut! Nu, că nu-ți face nimic. Ți-e frică ție de șerpi? Să văd cum ridic camera asta. Da. Mă să vezi ce să voi fac. Îi hrănește? Da. Nu? Hai ca să pot să ridic camera asta așa, sus, ca să se vadă mai bine. Ca să putem să ne vedem și la față. Ăsta cam leșinat de cald. Uite. Dă-i făcut în așa mare, bă. Dă-i și lui un pic de... Da, și bă. Ce bă, ți-e frică de ei? Ia-ți-o nemunai. Ți-e frică de ei? Păi ăștia mușcă. Ce vezi, te încurăcește pe... Nu e frică. Se fac ăștia mari, când se fac. Eu așa se fac lui. Poate dăm și de măsa. Hă? Uite și tu cum stă. Vezi? Se punem aici să vedem dacă focalizează bine pe mână. Vezi costică? Chiar costică. Îți dau 2 milioane dacă mă încerpești. Dă-i cuantul lui. A? A, băi, iei cu apă ca să nu se simtă. Da. Da, bă, te baci, costică. Uite, îți dai o cană de apă. Și imediat închizi ochii și gata. 2 milioane, 1 milion de șarpe. A? Calti. Stoi. Vorbăcea cu stomac. Îți dai seama, aș fac de cap ăștia prin stomac. Da, așa zic și eu. Deci, prieteni, ați văzut, am prins și doi șerpi. Ne-am și jucat puțin cu ei. Acum o să le dăm drumul, pentru că n-ai păcat de ei că sunt mici, să-i lăsăm să mai crească, nu? Ce ambițios sunt, ce... Vă pup! Și ne auzim cu bine! Nu uitați să lăsați un comentariu aici. Vă pup! Fraților, după ce ați văzut șerpii, ne-am jucat puțin cu ei. Aia sunt doi dintre prietenii mei care mă înjură aici pe YouTube tot timpul. Trecem la etapa următoare, la picamăr. Opa. Dacă ar ști ce ușurel este. Și de unde să prima dată să-l iau pe ăla de acolo? Opa. Băiatu, cum face Dorel? Costică fără frică! Da. Ce faci, costică? Poți să mai stai să mă iei când îți o încarc, eu pot să mai răcoresc.
că am găsit pe măsa. Am și mânuși, deci... Nu e, de capușoare și tot ce ne văd. Am văzut ceva. Păi, cum pun eu mâna pe picamăr, cum rup tot? Nu, Costică? Așa e. Așa e. Luăm pe Costică la București. Filmează și pe Costică, poate se uită pe domnișoară, sigură. Da. Dar cum? Iar eu, pe la urmă. Și Costică vrea să se însoare. Vrei, Costică, câți ani ai? Am 51. 51 de ani. Mai spune-ne ceva despre tine. Păi. Ai gata. L-am ținut pe Costică, l-am ținut de vorbă și... și s-a umplut roaba. Bă, Costică, dar poți o care acum? Ia. Da. Deci, că dacă stai de vorbă... Da, nu e nicio problemă. Eu nu mă supăr. Dar bucă, am bunge lucruri. Dar ai permis la roaba aia? Da. L-am dat dimineață. Are întăritor, nu permis. Dacă mai bagă 3-4 roabe dintre alea, gata. S-a muiat pe ziua de azi. Rămân casa lui Cornel aici. Mă vede Cornel ce fac aici. Uite aici se poate iar să fie, e o gaură. Văd borcanele lui Cornel cu Turcean. Deci putem să facem gaura asta mai mare. Și furăm borcanele. Și furăm borcanele. Și așa Cornel este în casă, că am obosit, nu prea a dormit azi noapte. Și mâncăm toate borcanele cu Turcean. Ia zic, Costi, că îți place Turceata. Ia uite ce îi place la cameră. Da. Da. Da, cum? Am luat și treabă. Cornele! Păi tu vezi ce treabă fac aici? Păi dar tu nu vezi că ești în casă, ia vino să vezi. Poziție de loc de aici. Cam câte chile are demolatorul ăla? Ăsta? Cred că are vreo 30. Are, nu? Gata. Deci dacă cineva are impresia că ăsta este ușor, e greu, greu.
fraților, să pun de aici. Am găsit ceva foarte tare. Ouă de șarpe. Ați văzut șerpi înainte? Mulți de șarpe. Am găsit ouăle. Hai să vedeți și voi cum arată niște ouă de șarpe. Dar sigur de șarpe sunt astea? Da. Mamă, dar cum arată? Da. Înseamnă că sunt mai mulți șerpi aici, micuți. Nu? Aici e crescătorie de șerpi. De balauri la Cornel, nu? La Cornel s-au strâns balauri. Da, ele sunt. Dar au ieșit din ele. Da, da. Deci? De șerpi care au fost mai înainte, nu. Au fost prin ouălele. Vă pup și ne auzim cu bine. Nu uitați să lăsați un comentariu aici.